Pornind de la o idee care era nebunească și considerată nebunească la început, și iată că la final, după șase ani de zile, după foarte multă muncă, o echipă destul de, de mare de oameni a lucrat la acest proiect. Putem spune că inaugurăm Muzeul Cărții și Exilului Românesc, o instituție unică prin scopul și misiunea pe care și-l-a și asumat. Un muzeu care a pornit de la o idee care avea o colecție și ne asumam noi atunci să mărim numărul de colecții și pe lângă acea colecție inițială, cea a academicianului Basarab Nicolescu, să reușim, dacă am reuși, să mai găsim prin lume colecții care să vină să se așeze lângă aceea. Astăzi vorbim de 38 de colecții ale unor personalități de prim rang din exilul românesc din perioada anilor 1945-1989. O parte din aceste personalități se află deja astăzi în Craiova pentru că vor participa de seară la, la evenimentul, la ceremonia de, de inaugurare a acestui muzeu. Și iată că ne aflăm într-o casă superbă din centrul orașului, în care nu mai avem loc pentru că sunt prea multe colecții. Am și transmis Consiliului Județean, care ne-a fost alături de la început, că am ajuns în situația în care ne-am întins cât am putut, dar nu mai avem unde și mai avem nevoie de depozit acum, pentru că de la acea primă colecție a lui Basarab. Am ajuns astăzi să avem opere de artă, colecții întregi de tablouri ale unor pictori celebri români din perioada exilului. Avem biblioteci întregi, vorbim de sute de mii de cărți și, și documente de bibliotecă, zeci de mii de pagini manuscrise, că e vorba de corespondență, că este vorba de manuscrise la unor opere de artă sau de, de, de literatură, pentru că avem și schițe de desene ale unor tablouri celebre. Toate acestea vin să întregească colecții care definesc personalitatea și persoana respectivă care în, în, în acei ani făcea o carieră în zona culturală în exil. Și mă refer aici la Basarab Nicolescu, Eliade, Cioran, Vintilă Horia, până la, la, la români mai noi care sunt în viață și care încă produc valuri în sensul bun și frumos al cuvântului în lumea culturală mondială. Mă gândesc la Andrei Șerban, Andrei Codrescu, Șerban Popa. Am mers, am bătut la ușă, ne-am prezentat, am povestit despre proiect. Apoi un ajutor imens am avut din partea lui Basarab, cel care în zona de început, când adunam colecțiile, a mers cu noi. Adică împreună cu colegii mei, care astăzi sunt la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, am mers prin poduri, am mers prin beciuri, am adunat tot felul de, de, de documente de arhivă, de biblioteci personale opere de artă, și gândesc la familia Momoligă, de exemplu, în, în Issy-sur-Seine, lângă Paris, am mers și efectiv am stat zile întregi cu cu Basarab și cu colegii mei, să adunăm pentru că acolo erau depozitate actele Cenacului de la Nii, actele uh, asociației Hyperion, cea care păstra legătura comunitățile de exilați din lume în perioada acelor uh, vremuri triste din uh, din România, pe zona de exil care este și cea mai importantă în muzeul nostru. Uh, este o istorie în imagine, aș putea spune, pentru că, mai ales că stăm la TVR, putem spune, astăzi vă spunem vouă în exclusivitate, o să spunem și de seară pe scenă, ultima colecție care a intrat în Muzeul Cărții și Exilului Românesc de la Craiova se numește Memorialul Exilului Românesc realizat la televiziunea română, pentru că ne-ați donat ieri, toate episoadele realizate de Marina Rotaru la începutul anilor 90. Iar aceasta va fi o colecție de sine stătătoare în cadrul muzeului, interviuri cu personalități pe care Marina Rotaru le-a mai prins în viață la începutul anilor 90, a mers la Vintile Horii acasă, a filmat la Paris și în alte zone unde se mai aflau personalități românești în viață. Iar aceste episoade ale memorialului exilului românesc, de exemplu, vor face parte dintr-un program cultural educativ adresat licenilor și studenților. Până la urmă, fiecare colecție, într-un fel sau altul, vine să reîntregească o parte lipsă din cultura română, aceea pe care ne-am învățat-o la școală, acea, aceea care a ieșit cumva și s-a eliberat de comunism, însă nu a reușit încă să prindă în interiorul ei și cultura produsă în afara granițelor tării în cei 50 de ani de comunism.